Dobânda negativă este un fenomen prin care băncile se protejează pe ele, cât și economia în termeni generali. Ce se întâmplă atunci când avem o dobândă negativă? Înseamnă că ea devine pe minus. Dacă voi aveți, să presupunem, 100.000 de euro într-un cont undeva la o bancă, iar dobânda este minus 1%, la finalul anului o să aveți în cont doar 99.000 de euro. Este super mega simplu. Dar de ce băncile recurg la această pârghie de a face dobânda negativă? În anumite state s-a întâmplat asta și urma să se întâmple și la noi, doar că a venit pandemia. În general, atunci când este stabilitate economică și inflația este foarte, foarte mică sau chiar este negativă, adică este deflație, oamenii stochează și companiile în general stochează sume foarte mari de bani în bănci, beneficiind de microdobânzile pe care băncile le au sau cel mai probabil pentru a fi sigure că banii sunt într-un loc safe. Iar băncile trebuie să contrabalanceze diferența între cât de mult se stochează și ce credite reușesc să acumuleze. Prin urmare, recurg la dobânzi negative. În cazul de față, nu o să avem dobânzi negative prea curând, pentru că inflația este destul de mare. S-a distanțat rata inflației pe ultimele 12 luni destul de mult de zona zero inflație. Prin urmare, nu prea cred că o să avem dobânzi negative prea curând. Dar, în stabilitate economică, dobânda negativă este un instrument prin care băncile încurajează forțat repunerea banilor în economie. Asta este principala explicație pe care o am eu. Sunt sigur că specialiștii în finanțe și în macroeconomie vor să vină cu multiple explicații către voi cu privire la dobânzile negative. Așa că dacă e stabilitate economică și aveți foarte mulți bani în conturi, eu zic să începeți să-i rulați pentru că o să vă loviți de acest fenomen. Eu am dat exemplu cu 100.000 de euro, dar gândiți-vă că aveți 1 milion de euro, iar dobânda negativă este 3%. 3% la 1 milion înseamnă pierdere de 30.000 de euro pe an, ceea ce este enorm de mult. Puneți banii în circulație. Dacă v-au fost de folos explicațiile mele, like, subscribe și vă aștept în viitor la alte videouri pentru voi. Mulțumesc!